O asistentă medicală din Oltenia a fost reținută pentru 24 de ore după ce ar fi primit mită de mai multe ori. Femeia a primit sume de bani de la pacienți pe care i-a înregistrat ca și vaccinați, fără să le administreze serul. Pe data de 20 septembrie, asistenta medicală din Gorj a introdus în evidența informatizată datele pentru 7 persoane și a emis în fals 7 adeverințe de vaccinare, fără ca operațiunea de imunizare să fie realizată efectiv. În aceea zi, a pretins și primit cu titlu de mită de la 2 persoane în incinta cabinetului medical sume de bani pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, respectiv pentru a introduce datele de identitate ale persoanelor respective în evidența informatizată și a emite în fals adeverințe de vaccinare, fără a administra doze de vaccin anti-COVID-19.